Fotbaliștii Stelei continuă stagiul de pregătire în complexul Ghencea cu câte două antrenamente pe zi și au programat în această săptămână un alt amical contra unei echipe din Liga a doua. În primele partide amicale din acest an, unul dintre jucătorii care a arătat o formă de joc foarte bună este Remus Chipirliu. Am început bine. Eu sper să dau goluri și să ajut echipa și în meciurile oficiale. Noi trebuie să ne facem jocul nostru. Atacantul, care a mai trecut pe la Astra, Juventus și Gloria Buzău, a oferit un interviu pentru Steaua TV înaintea meciului de joi contra fostei sale echipe. Cum merge pregătirea? Cum te simți din punct de vedere fizic? Aceasta este perioada. Trebuie să încărcăm, că ne așteaptă un retur destul de greu. Daniel tot timpul a pus mare preț pe pregătirea fizică. Fără o pregătire bună, îți este foarte greu să joci. Deși a fost folosit în acest sezon de multe ori ca atacant central, Chipirliu ne-a dezvăluit și care este postul său preferat. Cel mai mult prefer să joc în spatele vârfului și în stânga sau chiar și în dreapta, dar dacă antrenorul are nevoie de mine și în poartă, nu am ce să fac, intru și în poartă. Partida amicală dintre Steaua și Gloria Buzău va fi transmisă în direct pe canalul de YouTube Steaua TV, joi de la ora 12.